următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30 ianuarie 2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări la discuții, dacă nu sunt în loc, cine este pentru? Comisia juridică, discuții, întrebări, cum ar fi la proiectul. Dacă nu se pune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2017. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia economică, dacă se întâmplă sau discuții. La vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. În forma propusă de discuțiator, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al cinematografului din cadrul Clubului Cultural Lira din municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu s-o supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare, infrastructură, strada Ștefan Lucian, baza Dali și a indicatorilor tehnico-economici, proiect număr 106/2015, proiectant SCA Graf, proiect SRL Iași. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dar și sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține ceva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Eu aș avea o... Deci am fost la lege de zona aia, a pânului unde vrem să facem strada, și trebuie consolidat. Sau există la doctor Bădăjar, Ștefan Lucian. E cea care începe de la sensul, de strada Sighelei. Unii podul ăla acolo, nu? Dar trece podul la deal, Ștefan Lucian. Asta îl face. Dar mă gândeam la celălalt. De mult care nu era pericol. Dar când ați fost acum la Părul, l-am adâncit și am consolidat malurile, acum două săptămâni. Consolidare. Bine, bine, de asta am zis, să nu fie scăpat. Nu mai este niciun pod. Pe toată lungimea am desfințat toate podurile și am făcut acces pe ambele părți. Acolo e pericol din nou. Nu mai, dacă mergeți acum o să vedeți chiar din celălalt de mine. Felicitări, domnule. Da. Bine. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare, infrastructură, strada Lucrecioaia, faza Dali și indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 103/2015, proiectant SCA Graf, proiect CRL Iași. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se pune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură strada Fundătura Lucăcioaia, faza Danișa, indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 104 pe 2015, proiectant SC Adrian, proiect SRL Iași. Comisia de urbanism și propunerea pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă spune cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă se întrebă sau discuții, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Și abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Râncă, numărul 46, județul Bacău, din domeniul public al municipiului Moinești, în domeniul public al statului. Am să vă fac o scurtă informare aici, ca să înțelegeți despre ce este vorba. În urma unei adrese primite de la Ministerul Justiției și de la Prefectura Bacău, ne aduce la cunoștință faptul că în situația actuală, datorită numărului de personal care funcționează în judecătorie și al numărului de dosare, spațiul actual nu mai corespunde. Mai mult decât atât, Ministerul Justiției plătește o chirie de aproximativ 2000 de euro unei asociații evreiești care este și proprietarul clădirii. Am analizat situația de fapt și pentru a veni sprijinul celor de la Ministerul Justiției de a rămâne în municipiul Moinești această instituție, am considerat că școala de pe Luncă, care astăzi nu mai este funcțională, se pretează pentru activitatea pe care dumneavoastră urmează să o desfășoare acolo. Am fost cu această propunere la Ministrul Justiției, la consilierul dumnealui și la directorul de investiții cu planul de situație, le-am explicat și faptul că pot reamenaja, pe dumnealor vor să investească și să prindă această investiție în bugetul de investiții pe anul următor și urmează o vizită la Moinești. Pentru aceasta au nevoie de acest acord de principiu pentru a promova la Secretariatul General al Guvernului un proiect de hotărâre, urmează la fi discutat în Guvern și emiterea hotărârii. Drept dovadă este acest proiect de ordine de zi de azi. Mulțumim. Alte discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Economică, dacă se întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votați. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material, constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente și medicamente, pensionarilor din municipiul Moinești, cu venituri până la 700 de lei pe lună, persoanelor având vârsta peste 60 de ani, care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Comisia de urbanism, discuții, comisia de tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă se întrebă la discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică. Dacă se întrebă să am discuții, dacă nu sunt discuții la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votată.
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandri, blocul E1, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cel mai mult. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate în executarea contractului de legare parțială a serviciului de salubrizare al municipiului Moinești. O mică informare și aici, dacă îmi permiteți. Avem în derulare un contract încheiat cu Soma Bacău, care execută curățenia în municipiul Moinești, îngrijirea și întreținerea spațiilor verzi, precum și dezăpezirea pe sezonul rece. Până în 2014, dumnealor au cerut indexarea și modificarea tarifelor în funcție de indicele de inflație sau alții parametri care au stat la baza calculării tarifului de atunci. În 2014 nu au mai cerut nicio modificare. Astăzi, când mai au un an pentru derularea acestui contract, solicită o modificare datorită creșterii salariului minim pe economie. La ultima recalculare a tarifului, salariul minim pe economie era 900 de lei, astăzi este 1450. Atât am avut mai multe runde de întâlniri cu dumnealor, nu am acceptat ca majorarea tarifului să se regăsească decât majorarea salariului minim pe economie. Din acest calcul este o majorare de 20,17%. Noi, Consiliul Local, nu putem aprova mai mult, dar mai puțin. Și de aia vreau să vă propun totuși să mai diminuăm, chiar dacă e un calcul fundamentat, câteva procente din acest indice care să-l aplicăm tarifului față de 2014. Și mergeam undeva în jurul unui procent de 18%. Pentru că, știm cu toții, fiecare societate comercială practică un adaos pentru profit. Și de profitul acolo, când a participat la legislație, era de 5%. Acum poate să-l pună de 3%. Asta este propunerea mea. Vă rog și dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă nu sușiți și vă aprobați. Susțin diminuarea cu 3% a procentului de 20,17% și 18%. Da. Și propun majorarea cu 18%. Supun la vot Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Dacă în Comisia Economică sunt alte propuneri sau sunt legi, dacă nu, supunem la vot cu micșorarea la 18%. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică, discuție. Dacă nu, mergem și noi cu propunerea de 18%, de 20,17%, suntem de acord. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 144 din 28.09.2017 privind darea spre administrare și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții propune pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 155 din 22 a 12 a 2011
privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Mâine a sectorului de drum național 2G de la kilometru 43 plus 640 la ieșirea din Moinești spre Bacău, până la kilometru 53 plus 358 la ieșirea din Moinești spre Comănești, de la Ministerul Transportului și Infrastructurii prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. Comisia... În anul 2010 a apărut o hotărâre de guvern prin care ne impunea să preluăm cei 9,6 km de drum național de la intrarea în Moinești spre Măcirești până la fântânarul Panoste, la ieșire din Moinești spre Comănești. Atunci s-a numit o comisie prin dispoziția primarului, din care făceau parte din 7 membri, din care făceau parte și 3 consilieri. Astăzi o să trebuiască să alegem din nou, pentru că acei consilieri erau din mandatul trecut, nu mai sunt consilieri. Am avut procese pe care le-am pierdut, pentru că acea hotărâre este semnată de Ministrul Transporturilor de atunci și premierul din acea vreme. Am pierdut și la judecătorie, și la Curtea de Apel, și la înalta Curte de Casație. Am deschis un alt proces atunci când a venit pe executor să ne pună, să ne oblige să luăm în proprietate, în administrare acest drum. Am făcut contestație la executare, am pierdut și contestație, am făcut apel la executare, la contestație, am pierdut și acolo. Astăzi suntem în situația de a lua obligatoriu. Mai mult decât atât, cei de la CNADR au decis un proces prin care amendează primarul cu 1000 de lei pe zi pentru nepreluarea acestui drum. Am cerut o amânare a acelui proces pentru a da dispoziție și numi această comisie, pentru că nu mai este cale de întoarcere. Dar pentru a prelua ceva care nu corespunde, am fost prezent în biroul Ministrului Transporturilor, a convocat și pe directorul CNADR Iași și iată, vedeți câteva lucrări care se execută astăzi pe drumul național, au început să schimbe balustrada de pe strada Lunca, vor schimba tabla și vor înfunda acea gaură de la podul de la înainte de școala de pe Lunca. Acum procedează la curățarea subtraversărilor de pe strada Livezilor și Alexandru Ioan Cuza. Urmează ca până la 1 decembrie să termine aceste lucrări, iar noi, comisia numită prin dispoziție, să preluăm acest drum. Vă spun că este un proiect de hotărâre care va fi promovat cât de curând pentru a fi preluat înapoi de CNADR. Hotărâre de guvern. Este deja în discuție. Oricum ceva chiar mai cel mai simplu și cel mai ieftin. E bun și atât, de cât n-au făcut nimic în ultimii 20 de ani. Da, dar mie este care de întoarcere, pentru că este o hotărâre de guvern semnată de premierul României, instanța a ținut cont de ea și nu a judecat pe fapt. Deci noi când preluăm măcar specific undeva... Menționăm protocolul de predare primire, vom întocmi o minută și voi scrie exact ce este. Dar trebuie semnat protocolul de predare primire cu anexă. Cu anexă. Măi, nu m-a dat, îl face pe la acum. Da, o să menționez comisia tot într-o anexă a procesului verbal, a protocolului de predare primire. De aceea vă rog să numiți 3 membri în comisie și ați dori ca să fie... Sunt 3 grupuri politice în cadrul Consiliului Local, din fiecare grup să facă parte de un consilier. Comisia de urbanism. Permiteți să propun din partea grupului ALDE pe domnul consilier Mircea Ghiman să facă parte din această comisie. Supun la vot propunerea mea. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Nu? Grupul PSD. Vă rog să faceți o propunere. Aș vrea să propun ca membru în comisie pe domnul consilier Iemilian. Poate vrea domnul independent? Cine? Dumneavoastră.
Dar eu am multe de rezolvat, pentru că eu mă duc peste ei. Nu sunt de acord, dar nu sunt de acord. Da. Propunerea domnului PSD, domnul inginer Busiu, cine este pentru? Și de la grupul PNL. Avem în vedere că pe mult s-a discutat și domnul Marchidan problema cu acea bandă. Da, da. Da? S-a salvat deja? Da, nu m-a gaură. Poate se notește și indoleanța dumneavoastră și v-ați bucura și noi toți ne-am bucurat. Îl propun pe domnul președinte Cezar Vascan ca să fac parte din această comisie. Da? Dar am să tergiversez, că aș fi amendă către 1000 de lei. Dau termen la domnul. Ce am fost propunerile celor trei grupuri din Consiliul Local. Cine este pentru? Împotrivă, ce ați înțeles la mulțumesc. La Comisia Economică, dacă sunt alții propuneri, să punem la vot membrii Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică. Mai sunt alte propuneri. Dacă nu punem la vot propunerile făcute, cine sunt pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 102, din 07-07-2017, privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2 pe 2017 în Municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri, vedem la proiect. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt de întrebări sau discuții, dacă nu se pune la vot, împotrivă, se abține și vă mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Aici m-ar interesa așa, pentru cultura mea generală. Deci am văzut că cheltuielile sunt de 15.000 de lei cu organizare, cu... Și acel concert în parteneriat cu Protopopiatul Măinești, care se desfășura până acum 2 ani în catedrală, anul trecut s-a desfășurat în Centrul Cultural, anul ăsta tot în Centrul Cultural, la începutul lunii decembrie, între 1 și 5, probabil pe 3 duminica după amiază rotat. Vreau să zic că onorare pentru Fuievo intră în banii ăștia sau... Da, da. Pentru cel care nu e bătut în Fuievo. Să vedem cine va fi. La mine. Noi, și onorare, e tot în bani. Deci intră aici. A celui care va concerta. Bine. Și ceva, v-am zis, participă și Protopopiatul, dar va fi invitată și o corală sau ceva, pe de-a numa puncta. Evenimentul. Da, mai sunt discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva și pot altă. Proiect de hotărâre privind autentificarea contractelor de vânzare cumpărate încheiate în temeiul hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 89 din 30.11.2002. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține și vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă se numește la discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Comisia Juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votare. Dragi consilieri, ședința pe comisia la sfârșit, dată ședința în plen. Înainte de a începe ședința în plen, aș vrea să vă informez că în sală sunt câțiva invitați, le mulțumesc pentru invitație și am început de acolo, de la Spitalul Municipal, directorii de școli și directorii economici, de la Poliția Municipiului Moinești, domnul comandant, de la pompieri, de la jandarmi, de asemenea domnii comandanți și doi domni de la, spuneți dumneavoastră, eu o să fac o prezentare la punctul de vedere, deci pe ceva ce interesează pe domnul. Eu îi rog să participe ca și invitați la toate ședințele Consiliului Local și dacă aveți să le adresați întrebări, vă rog să o facă. De asemenea și aparatul de lucru al primarului, șefii de servicii și directori. Vă rog, doamna consilieră.
Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, în continuare ședințelor Comisiei de Specialitate, desfășurăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Mulnești. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Mulnești a fost efectuată pentru data de 31 octombrie, prin licenția primarului din Comatorie, Domnului de 2017. Convocarea se efectuă prete care a prevederilor articolul 39 aliniatul 1 din legea 215, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este de la constituită, fiind prezenți toți consilierii validanții în funcție al Consiliului Local al Municipiului Mulnești. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare și prevederile legii 215 pe 2001, la începutul fiecărei ședințe ordinare, supunem la vot, conținut procesele verbale, împotrivite la ședințele anterioare, pentru aprobarea procesurilor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din 28 septembrie și 3 octombrie, în sfârșit, plenum, dacă există obiecții sau completări față de conținutul acestora care pot publica pe site. Mulțumesc! Ne fiind obiecțiuni, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 28 septembrie. Cine este pentru? Mulțumesc! Votul împotrivă? Nu sunt, abținere nu sunt. Cu unanimitate de vot a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 28 septembrie. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 3 octombrie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc! Votul împotrivă? Abținere? Nu sunt, cu unanimitate de voturi, au fost aprobat și conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 3 octombrie 2018. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a conduce ordinea de zi potrivită la ședința ordinară din 31 octombrie. Doamne, domnilor consilieri, stimați invitați. Prin decizia primarului municipiului Mulnești 1231 în 2017, în ultima zi a lunii octombrie, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local, care are 18 puncte pe ordinea de zi, puncte care au fost parcurse fiecare în parte în ședința pe comisie. Așadar, dumneavoastră, ați luat cunoștință despre ordinea de zi și supun la vot, dacă sunteți de acord în ședința ordinară, să discutăm în parte fiecare punct aceste ordine de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Votul împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Mulnești la data de 30 septembrie 2017. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pe. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Dacă sunt observații sau comentarii pe marginea acestui proiect de hotărâre. Supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect. Mulțumesc. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Următorul punct se referă la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mulnești pe anul 2017. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Dacă pentru acest proiect de hotărâre sunt comentarii. Nu sunt. Cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre? Mulțumesc frumos. În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al cinematografului din cadrul Centrului Cultural Mira din municipiul Mulnești.
punctul de vedere al Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pe aia. Comisia Economică? Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pe aia. Comisia Juridică? Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt comentarii sau intervenții în marginea acestui proiect de hotărâre. Supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi a celor prezenți. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice intitulată Reabilitare infrastructură strada Ștefan Mihian, faza Dalin și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 106 din 2015, proiectant SC Atral Proiect SRL Iași. Punctul de vedere al Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism? Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică? Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt comentarii sau intervenții din marginea acestui proiect? Nu sunt. Supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc frumos. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură strada Lucăcioare, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 103 din 2015, proiectant SC Atral Proiect SRL Iași. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Am vis favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Economică. Juridică. Am vis favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Dacă sunt comentarii pe marginea acestui proiect, supun la vot adoptarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură, strada fundătura Lucăcioaia, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 104 din 2015, proiectant SC Agral Proiect SDL Iași. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt intervenții sau comentarii în marginea acestui proiect? Supun la vot adoptarea proiectului. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate de voturi, acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Măinești, strada Luca numărul 46, județul Bacău, din domeniul public al municipiului Măinești în domeniul public al statului. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Punctul de vedere a Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Sunt comentarii sau intervenții? Da, vă rog, moderatorul consilier. Cred că e un lucru extraordinar de binevenit să putem, în primul rând, să transferăm judecătoria în spațiu, care se numai cercea pe o chirie de 2000 de euro, știm cu toți în ce situație ne aflăm în ceară, da? 1000 de euro. Ori 12, în s-a și sperăm să treacă de comisia de validare sau cei care vin să ne dea ok. Și atunci, sigur, și cu sprijinul nostru, al primăriei, al Consiliului Local, să putem să avem să nu se muze în altă parte de căduria, pentru că ar fi păcat. Ne-am luptat țară să vină la Moinești, prin Onești, da? Și acum să o pierde mai o pierdere pentru noi, pentru toți cei care... Căduria de servește de la Ghimeș, la Sofiana, exact, rugarii, bancari, pierzuți. Așa o are întreagă. Le convine această locație, chiar dacă nu este în zona urbană aglomerată.
pentru că e mai bine să fie mai la margine pentru au parcare în spate, știm foarte bine, noi mergem două terenuri pe acolo. Au parcare și cei care merg în procese și pentru cadre și așa mai departe. Eu zic să lucrăm din toate puterile noastre să putem să convingem comisia să valideze. Da? Atât am înțeles. Vă zic că asta trebuia făcut mai de mult. Mă gândesc la cei care încasau banii, săraci. Ce fac acum și cum mai trebuie să dacă nu mai fac? După aia ce fac cu plătirea. Evreii ăștia care sunt în organizația asta. Exact. La asta mă gândesc cel mai mult. Și cred că nici nu mai vine cu două zile. Mai sunt alte intervenții? Supun la vot adoptarea acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. La punctul numărul 10. Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 700 de lei pe lună. Persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război. Punctul de vedere al Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil 7 voturi pe. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Sunt comentarii sau intervenții din marginea acestui proiect? Că n-ar strica pe undeva să menționeze 100 de lei pe lună? Nu. Cei care au venituri până la 700 de lei pe lună. Nu, indemnizația este de 100 de lei. E ocazia sărbătorilor. Pentru sărbătorile de Crăciun și de Paște. Asta e pentru Crăciun. Nu știți că dăm la Paște și la Crăciun. Corect. Și au rezultat câte persoane? Noi pe lună. Câte au rezultat persoane? Persoane? 1500. Cât? Nu știu de 1500. Toți sunt din evidența Casei Naționale. Era fain, ca să știm cât vine și la buget. Poftiți? Era fain să fie trecut un număr de 1.500. Facem o informare. După ce vor fi distribuite, serviciul Direcția de Asistență Socială va face o informare Consiliului Local. Cu tabel, tot. După fiecare i-a da. Așa s-a făcut de fiecare dată și va face și acum. Aș vrea să pun o întrebare. De exemplu, dacă veteranul de război, să avem puțin trei, care mai au, trei. Dacă a murit, poate să ia soția banii ăștia? Dacă trăiește? Dacă are venit sunt 700 de lei. Care au peste 60 de ani și 700 de lei, nu? Peste 60 de ani și peste 700 de lei. Deci aceste condiții trebuie definite cumulativ sau sunt categorii separate? Sunt categorii separate. Sunt pensionari care au vârsta de... Deci pensionari, deci condițiile de pensionare au pensie sub 700 de lei și mai sunt persoanele care nu au pensie, dar au vârsta peste 60 de ani. Nu are niciun venit. Nu are niciun venit sau venit sub 700 de lei. Dar sunt alte sau să Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează în favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt intervenții sau comentarii pentru acest proiect de hotărâre? Atunci supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect. Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
La punctul 12 este proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrii, bloc E1, județul Bacău. Punctul de vedere al Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Sunt comentarii sau intervenții? Atunci supun la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. A fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul 13 este proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate în executarea contractului de delegare parțială a serviciului de salubrizare a municipiului Moinești. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru și amendamentul de cu 18%, cu 18%, dar nu ați zis 20%. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru cu modificarea propusă de 18%. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru cu amendamentul propus. Sunt intervenții sau comentarii pentru acest proiect? Atunci, supun la vot adoptarea acestui proiect cu amendamentul scăderii la 18% față de 20% la majorarea propusă. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de vot. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 144, din 28 septembrie 2017, privind darea spre administrare și exploatare către SC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului intitulat Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Punctul de vedere al Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Comentarii sau intervenții pentru acest proiect? Supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 155, din 22 decembrie 2011, privind preluarea în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Moinești a sectorului de drum național 2G, de la kilometru 43 plus 440, la ieșirea din Moinești spre Bacău, până la kilometru 53 plus 358, la ieșirea din Moinești spre Comăinești, de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. Punctul de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisiei? Propunerea de membrii Comisiei. Nominalizați, da. Domnul Mircea, domnul Mircea și domnul Cedula. Deci, punctul de vedere al Comisiei. Domnul Muzeu. Membrii Comisiei sunt domnul consilier Nemercea Ioan, domnul consilier Busioc Iulian, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. De asemenea, aviz pentru toți cei trei. Pentru concurența comisiei. Da. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și pentru cei trei membri comisiei. Mulțumesc frumos. Sunt intervenții sau comentarii pentru acest proiect? Aici aș avea o comentare. Acum un an de zile am fost la domnul vicer și l-am rugat
acolo la, de exemplu, când, înainte de a trece la Tudela, este un drum care, pe care oamenii cetățenii își aduc fânul și aduc de pe dealurile alea. Ăștia au prelungit de la drumuri, au prelungit acea bară și oamenii nu mai pot trece pe acolo cu căruțele. Acum o locuim. Nu, acum știi ce ar vrea, dacă tot să face această locuință, avem posibilitatea, putem să transpunem în practică ceea ce am spus. Adică să facă mai scurtă, cel puțin un metru, să le să vă, să poată trece oamenii pe acolo. Am vorbit deja înainte de ședință cu domnul Nimircear și... Da, da. Am și trei colegi care mă sprijină acum, o să punem problemă. Trebuie rezolvată această problemă. Da, vei, nu mai puteau trece. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Alte comentarii? Atunci supun la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Cu unanimitate, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Măinești, numărul 102. Din 7 iulie 2017, privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive în semestrul 2017 în municipiul Măinești. Punctul de vedere al Comisiei Economice. Membrii Comisiei analizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Dacă pentru acest proiect de hotărâre sunt intervenții sau comentarii. Atunci supun la vot cine este pentru adoptarea acestui proiect. Mulțumesc frumos. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de membru hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mănești, numărul 89 din 30 august 2002. Punct de vedere a Comisiei Economice. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Dacă sunt comentarii sau intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Supun la vot adoptarea acestui proiect. Cine este pentru? Nu votez, pentru că mă privește pe mine personal. Eu nu votez. Doamna Consiliu. Se abține de la vot. Nu votez. Nu votez. Nu votez. Nu participă la vot. Așa. Nu participă la vot. Poftiți. Cu compatibilitate. Ultimul punct, capitolul divers. Aici sunt mai multe aspecte. Întâi, domnul primar ar vrea să intervină în cadrul ședinței. Despre ce este vorba? Joi am primit o adresă de la Sece Romprest. Sece Romprest e compania care colectează deșeurile din municipiul Măinești. Adresă prin care ne notifică că începând cu data de 1 noiembrie 2017 nu mai ridică deșeurile din municipiul Măinești. Acest lucru spun dumnealor că se datorează neplății taxei speciale către Adis Bacău. Adis Bacău este acea asociație în care, din care fac parte cele 93 de localități ale județului Bacău. Contractul de prestări servicii este încheiat între această asociație Adis Bacău și Sece Romprest. Primăria Măinești nu are nicio relație contractuală cu Sece Romprest, deci notificarea este lipsită de sens. Dar dumnealor au făcut această notificare pe o presupusă datorie, spunând că Primăria Măinești are o datorie de aproximativ 2 milioane de lei către Adis, făcând un calcul la 24.000 de locuitori, ce au rezultat la recensământul din 2011, înmulțit cu 9,25 lei, 9,30 lei, cât s-a mai aprobat la nivel de Adis, taxa pe persoană, dar nu taxa pe care Consiliul Local a aprobat-o în fiecare an, aceea de 7,50 lei pentru cei care stau la bloc și 6 lei pentru cei care locuiesc individual.
Deci această sumă pe care dumneavoastră o consideră datoria primăriei municipiului Moinești nu este elocventă pentru că e un calcul eronat din punctul nostru de vedere al executivului. Vă informez și pe dumneavoastră că pentru aceasta am convocat vineri la ora 12 Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru că în cazul în care nu ar fi ridicate deșeurile din municipiul Moinești, ar periclita sănătatea cetățenilor și nu numai. Ar însemna ca municipiul să fie insuportabil din punct de vedere al deșeurilor care s-ar regăsi atât pe domeniul public cât și în gospodăriile cetățenilor. Am luat o hotărâre în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență ca în cazul în care Romprestul va asista colectarea gunoiului să luăm din sistemul electronic, să închiriem două mașini de colectare a gunoiului, fără personal, doar cu șofer și motorină, să procedăm de urgență la colectarea deșeurilor atât de pe domeniul public cât și de la cetățeni și să luăm o decizie ce vom face cu acest deșeu, întrucât va trebui depus la depozitul regional, la Bacău. Asta să vedem dacă mâine se va și întâmpla. Sau doar a fost o notificare care este lipsită de sens, având în vedere că la Dărmănești s-a întâmplat acest lucru în luna februarie, au dat în judecată și au cerut ordonanță prezidențială, este pe rol și acum, dar au obligat Romprestul să reia activitatea imediat de a doua zi. Sper să nu se întâmple acest lucru, dar v-am spus că am pregătit împreună cu cei din Comitetul Local pentru Situații de Urgență o situație de avarie. Un alt punct, la capitolul divers. Am în față o scrisoare înregistrată la Registratura Primăriei sub numărul 37894 în 30 octombrie 2017 a domnului Iftimie Adrian. Dumnealui dorește să se adreseze Consiliului Local. Solicit votul dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să dau citire acestei scrisori și apoi să dăm cuvântul domnului Iftimie Adrian. Sunteți de acord? Da. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Domnul Iftimie scrie așa, subsemnatul, Iftimie Adrian, cetățean român, domiciliat în Moinești, strada Vasile Alexandrii, bloc 5, apartament 22, județul Bacău. În calitate de inițiator al referendumului privind schimbarea titulaturii de municipiu în oraș, împreună cu un grup de cetățeni ai orașului Moinești, dorim să prezentăm în fața Consiliului Local Moinești situația procesului penal în care suntem implicați împreună cu alți cetățeni din municipiul Moinești. Vă mulțumim, semnează profesor Iftimie Adrian. Domnul profesor, vă rog frumos! Este a doua oară când am cerut să iau cuvântul pentru a vă prezenta inițiativa mea ca fiind în favoarea cetățenilor moineșteni și am avut în vedere atunci când am solicitat legea numărul 3 cu privire la referendum, care, așa cum se prezintă lege, poate fi inițiat de domnul primar, poate fi inițiat de consilier, poate fi inițiat și de cetățeni. Am fost solicitat, deși sunt puțin cam... Nu mai sunt în puterea pe care le aveam, adică am și un grad radicat și m-am constituit inițiator și am făcut demersuri conform legii la Unitatea Administrativă Comunitară încă de pe vremea altui primar, preluată acum de domnul primar
Prin vot. Poftim? Prin vot. N-am auzit bine. Prin vot. Deci prin vot nu a preluat ștafeta ca la de pentru prin vot. Am fost ales prin vot. Bun. Continuați, domnule. Să avem pardon. Dar am fost interimat. Așa că vă rog fiți mai atenți la exprimat. Am fost, dacă e, eu să mă străduiesc să nu evit domnul. Să nu jignesc, că am mai fost cândva ăsta acuzat de vreo 4 infracțiuni și trimis în judecată cu 4 infracțiuni spre necinstea dumneavoastră, care m-ați acuzat și am izbutit, spre exemplu, să ies basma curată. Vă întreb acum, toate încercările dumneavoastră de a vă opune inițiativei cetățenilor și dorințelor acestora, folosind diferite tertipuri, vă puteți mândri, am să vă comunic că eu am stopat câteva inițiative ale cetățenilor moineșteni care a vrut să vă ia cu asalt să vă scoată afară din primărie, în drepturile lor. Eu am stopat. Dumneavoastră mi-ați dat o acuzare care astăzi ar trebui să puneți capul în pământ. Că nu v-a dat. Cui vă adresați? Cui vă adresați? Domnilor consilieri și inclusiv dumneavoastră. Ca să știm cui îi spuneți. Poftim? Ca să știm cui vă adresați. M-am adresat. Respingând. Ba mai mult, public, m-ați acuzat că eu am dezinformat cetățenii. Ba m-ați acuzat că am făcut fals și uz de fals. Cu atâta blândețe v-ați adresat. Ce ziceți astăzi când toate acuzațiile care mi s-au adus este respectul dumneavoastră pentru cei care vă vota. Să știți. N-ați vrut să mă trimiteți în pușcărie din dorința că am făcut. Că n-am făcut infracțiuni. Era un drept al meu prevăzut de lege. Am să vă transmit aici că încercarea domnului primar Bieru, în special, înainte de a pleca domnul Ilie, că eu sunt cel care am făcut falsuri, că eu sunt cel care am făcut uz de fals, îi transmit eu aici, personal. Nu, primar, ați făcut uz de jurist în actul, dar n-ați avut puterea juridică, capacitatea de a aprecia, că nici măcar nu eram semnătar. Și mi-ați acuzat și un alt partener la care am făcut uz, la Asociația de Hot. Și ați zis că m-a pus sub influență. Cum vă simțiți dumneavoastră când noi vă vom prezenta în fața electoratului care v-a votat și vă voi dovedi ălor care au făcut acele semnături. Domnul să mă aduc aici o acuză. Pot să vă întrerup un pic? Poftim? Pot să vă întrerup un pic? Ba da, puteți. Când am venit aceea, spre exemplu, să... Am venit să port un dialog. N-am dialog cu dumneavoastră. Ascultați-mă pe mine, vă rog frumos un pic. Vă ascultăm noi, cu mare atenție și cu respect. Hârtia pe care ați depus-o dumneavoastră, în ea solicitați să ne prezentați câteva aspecte din procesul penal în care sunteți implicat. Vă rog frumos să faceți referire la acest subiect. Deci parantezele și comentariile, haideți să le lăsăm pe altă dată.
Vă rog, mulțumesc. Deci vă ascultăm cu mare atenție. Bine, atunci mă opresc și mă limitez dumneavoastră. Vă rog frumos. Deci, rămân în restanță. Am să revin, dar nu am în ședința de azi. 1. Prima dată, sub semnătura postului primar, orma a urmat a doamnei secretare, care nu știa nimic de referendum inițiat de noi. S-a ajuns tocmai la Curtea de Apel Bacău, care a dat nu. Aveam actul în mână. Doamna secretară a informat pe dumneavoastră că eu mă aflu în proces cu dumneavoastră. Deci eu aveam rezultatul de nu, dumneavoastră a anunțat altceva. A fost o discuție în care eu m-am rușit. A urmat o altă acțiune, așa cred că e semnată de doamna secretară și de domnul actual, în care Procurorul General al Curții de Apel Bacău a respins acțiunea. Am mai făcut o plângere sub semnătura domnului primar Vieru la judecătoria Mănești, care a dat verdictul de respingere, că sunt convins că ați primit domnilor consilieri rezultatul acelei plângeri. Vă rog să dați citire, dacă se poate, cer eu o paranteză, ca să ascultați ce răspuns a dat instanța. Invit un consilier care are certificat de ședință. Este cineva care vrea să dea citire? Dar nu este în posesia consilierilor. Materialele astea se găsesc... Nu le-am prea de pus eu. Atunci vă depun, vă dau să dau citire. Nu la secretariatul consilierului local. Dați-mă certificat. Domnul profesor. Domnul vicepreședinte, mi-ați cerut, eu vă dau să citiți rezultatul. Vă rog să dați citirea așa cum i-aș dori și unde. Că asta ne cerut. Scuzați-mă că nu văd bine. Vă ajut hârtiul? Hârtia asta? Cum să nu este rezultat? Iar al doilea rezultat definitiv, dar nu sub formă de sentință de drept pe calea dreptului comun, prin obligația de a face care o avem pe data de 23, la contencioșul administrativ. Bun, domnule, vă rog frumos, ascultați-mă un pic. Dați înțeleg, vă rog, ca să află și oamenii ce ați făcut dumneavoastră în calitate de aleși a electoratului Mănești și la ce rezultat a ajuns instanța. De acord, eu o să fiu scurt și o să vorbesc la obiect. Dumneavoastră ați fost capul de listă, da, pe o listă, a unor cetățeni, un grup de cetățeni care au dorit să facem un referendum, să inițieze un referendum privind schimbarea denumirii localității noastre. Corect? Până aici? Nu! Nu! Și vă rog să... Nu m-am venit cu materialul. Eu sunt exponentul acelor peste 2000 de semnături pe care le-am prezentat și ați necat. Bun, de acord, este dreptul dumneavoastră să faceți asta. Dar, doamna secretară, trebuie să parcurgă niște pași, să urmeze legalitatea pentru a verifica autenticitatea, conținutul listei și așa mai departe, și ulterior să se pronunțe cu privire la solicitarea acestui grup de cetățeni. Este actul prefecturii prin care vă solicitați asta dumneavoastră, prin doamna secretară, nici măcar nu știți pe referendum. Noi am depus lista cu
5 artizanatele. Noi acum suntem în perioada de domnul președinte, haideți să ascultăm. Dați citirea actului, că nu o să înțelegem nimic din lucrul ăsta. Așa. Dați citirea actului și ne vom muri. Mă rog, este antetul judecătoriei Moinești. Este dosarul numărul 3631 pe 260 din 2017. Și zice așa, că certifică faptul că numita Bortoș Petrea, numita, nu știu, discutul domiciliul Moinești, strada Vasile Alexandrie, numărul 14, prin care s-a solicitat eliberarea unui certificat de soluție în dosarul numărul care l-am spus mai sus, din care se rezulte următoarele mențiuni. Verificându-se opisul alfabetic, Registrul General de Dosare și programul ECRIS al instituției, s-a constatat că la data de 10 august 2017 a fost înregistrat pe rolul instanței dosarul numărul 3631 din 2017. Care sunt părțile din dosar? Unitatea administrativ teritorială Moinești și intimații. Bortoș Petrea, Iftime Adrian, Parfen Ion, Solomonea Vasile, Ienache Lucian, Dospinescu Olimpia, Lip Caliuc Dumitru. La următorul paragraf, obiectul cererii de chemare în judecat. Plângere împotriva soluției date de procuror în dosar de neurmărire, netrimitere în judecată, dată în dosarul numărul 380 din 2017, în alt dosar, în baza ordonanței de clasare din 8 iunie 2017 a parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. La paragraful 3. Soluția dată în prezenta cauză. Prin încheierea numărul 594 din 26 octombrie 2017 s-a dat următoarea soluție conform dispozitivului. Și acum, aici ne bagă în aspecte tehnice. Citez. În baza articolului 341, punctul 7, alineatul 2, litera A, din nou cod de procedură penală, respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta Unitatea Administrativ Teritorială Moinești, cu sediul Moinești, strada Vasile Alexandrei, numărul 14, județul Bacău, în contradictoriu cu, și îi denumește iarăși pe cei care i-am citit anterior. În baza articolului 274, punctul 4, alineatul 2, cod de procedură penală obligă petenta la 100 de lei cheltuieli judiciare către stat. Este definitivă și dată în Camera de Consiliu astăzi, 26 octombrie 2017. Eliberăm prezentul certificat de soluție din care rezultă data înregistrării cererii, obiectul, părțile din prezenta cauză, numărul de înregistrare pe rolul instanței, precum și soluția dată, prin încheierea numărul 594 din 26 octombrie 2017, pentru a fi necesar intimatului la ședința Consiliului Local Moinești. Am citit o documentă. Vă mulțumesc, domnilor consilieri. Unde eu mă aflu din această rezoluție? Unii mă aflu eu în proces și sunt intimat în sens de făcut fals și uz de fals. Unde vă aflați dumneavoastră care ați refuzat, spre exemplu, și m-ați dus în eroare, ați încercat să mă atrage într-un capcană, să mă adresez Consiliului, care, după cum știți, n-aveam nicio șansă. Eu am făcut uz de legea 3. Vă rog să dați citire legii 3 și să ne arătați oponența dumneavoastră în baza problemelor pe care eu le-am prezentat. Conform acestei hârtii de la Judecătoria Moinești, acest proces s-a terminat.
nu sunteți vinovat de nimic, sunteți absolvit de orice lir. Deci nu aveți nicio problemă. Bun. Ce doriți mai departe? Mai departe? Nu asta e problema. Să respectați legea 3, da, prin care cetățenii municipiului Mânești au dreptul la inițiativă. Da. De aceea, noi v-am solicitat să respectați legea 3 și să nu ne... că noi nu ne mai putem abate de la calea care am obitat-o conform legii 3. Noi nu vrem să ajungem la... mai să zicem așa mai puțin... să ne rugăm de consilier că unul dacă nu aprobă sau nu vrem să folosim calea pe care dumneavoastră vreți să ne atrageți ca să nu rezolvăm nimic. Ne postăm pe legea 3 și ne dă dreptul legea 3 să așteptăm și vom aștepta ședința din... Domnul profesor, ascultați-mă un pic. Deci, cu privire la procesul de la judecătoria Mâinești, este clar, nu aveți nicio problemă. Acum, din păcate, trebuie să vă spun că dumneavoastră întârziați aceste demersuri pentru că ați chemat în judecată dumneavoastră primăria Mâinești. Consiliul local. Și în data de 23... Am chemat cu obligația de a face, mă iertați, iar dumneavoastră trebuia să faceți treaba aceasta înainte de a ne da în judecată. Bun. Și data de 23 noiembrie este primul termen la acest proces. Deci da, trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, ce este acolo și pe urmă discutăm. Deci, dar trebuie să dăm curs acestui termen de la proces. Eu v-aș pune o întrebare puțin. Sunteți de acord cu mine? V-aș pune o întrebare puțin mai... așa... Sunteți mândri de oponența dumneavoastră? Dumneavoastră îi reprezentați? Sunteți rezultatul votului care vi l-au acordat electoratul Moineștean? Eu aș invoca aici. Știți, spre exemplu, ce ați folosit dumneavoastră? Am venit la dumneavoastră, la domnul primar, să-mi aprobe o masă ca să obțin semnători. Nici n-am stat la discuție. Cine era prima dată? Domnule Iftim, vreau să vă spun ceva. Este părerea dumneavoastră, vă respectăm. La fel ca dumneavoastră, mai sunt alți 10, 20, 50, 200 de cetățeni. Dar municipiul Mâinești are aproape 22.000 de cetățeni. Fiecare are drept la vot, are drept la opinie. Deci, noi vă respectăm opinia grupului dumneavoastră pe care le reprezentați. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dictați o soluție anume. Trebuie toți să ne respectăm și să... Vreau să probat că dictez o soluție anume. Vă rog. N-am ce să spun la întrebarea asta. N-am ce să spun. Dar acum ce spuneți, spre exemplu, când ați spus, spre exemplu, că eu mint, n-am semnături, că am făcut falsul de fals? Ce bun la suflet ați fost! Dacă spun acest lucru cetățenilor... Bun. Haideți să trazem concluzii cu privire la intervenția dumneavoastră. Nu, aș vrea, spre exemplu, să invit. Și să ia cuvântul președintele unui ONG care mă susține. Vă rog să acceptați. Intervenția dumneavoastră s-a terminat, da? Eu aș avea mai multe de spus, dar m-am oprit, spre exemplu. Vă mai așteptăm la noi, când sunteți dragi. Dar, apropo, am cerut de vă două ori să intru în sală. Doamna Clipa e pe aici? Nu. Mai am pe cineva. Nu știu dacă e de serviciu. Ne-a oprit să intrăm. Am vrut să purtăm un dialog. În sensul, dacă știu, există o care alta decât ceea care am ales-o eu. Da, dar ca să scurtăm timpul acestei ședințe, putem să discutăm
particular, oricând și oricât de mult. Dar domnii invitați și toți cei de aici au graficul de lucru încărcat. Și ne roagă frumos să scurtăm intervenția dumneavoastră. Eu rămân dator pe o altă ședință. Bine. Acceptați. Ia cuvântul, îl invit la... Să ia cuvântul și domnul. Bun, vă rog frumos luați loc. Da? Și la capitolul diverse, dacă în cadrul ședinței mai sunt alte intervenții. Dar să-i dați cuvântul și-l domnul. Păi, tocmai asta am spus. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Este. Domnul consilier Ilie, vă rog frumos. Mă simt obligat, domnule profesorului, să dau așa un drept la replică, cum să ziceam, în dreptul ăsta. Datorită faptului că, că undeva... Eu, ca consilier, nu mă simt vinovat de tot ceea ce a spus. În primul rând, noi n-am dat niciun vot consilierii ca domnul profesor să fie judecat, anchetat și demnitatea lui să fie șterpită în orașul Moinești. În al treilea, cred că sunt singurul consilier din Moinești care, dacă mă găsiți pe acel tabel, nu am dat semnătură pentru că am fost de acord cu referendum. Oricine poate să dea o semnătură că este de acord, este democratic. Iar de atâtea ori știu în Consiliu, s-a discutat problema asta, dar în schimb nu a fost nimeni împotriva ca oamenii din orașul Moinești și cetățenii care ne-au ales și doresc să facă un referendum, noi să le interzicem democratic așa ceva. Eu cred că nimeni nu am ajuns la nivelul ăsta, că este un nivel de dictatură. Am ajuns la un nivel, mai ales că trăim niște momente frumoase și suntem în democrație, să ne credeți pe noi consilierii că am devenit atât de josnici. Problema că eu, ca teolog, nu prea îmi plac mie anchetările astea și tot felul de... să pot rezolva problemele pe cale amiabilă, fără să ajungem pe la tribunale și pe la... Acum nu pot să condamn nici pe doamna secretară și cei de la primărie, care sunt, care au vrut să verifice dacă acele semnături sunt originale. De ce s-a ajuns de la faptul că doar s-a verificat să vedem dacă acele semnături sunt corecte? Și la acest conflict, eu nu văd. Dacă acele semnături sunt corecte, cine oprește pe cineva? Eu nu cred că din Consiliu s-a oprit cineva ca cetățenii din orașul Moinești nu participă la un referendum. Până la urmă, cei vă votează, asta votează. Este la latitudinea cetățeanului moineștean, să lăsăm să votez, să asigur în oraș soară ce vrea. Vrea a inițiat cineva un proiect de hotărâre și... Nu am încheiat niciun proiect, am lăsat niciun proiect în care eu să votez că sunt împotriva acestei... Proiectele de hotărâre pot fi inițiate de primar, viceprimar, consilier local și cetățeni. Eu nu inițiez, viceprimarul nu inițiază, dumneavoastră ați inițiat. Ați primit în altă parte? Nu. Păi atunci de ce ne spun? Deci dacă vine un asemenea proiect, asta eu îl votez. Votez pentru referendum. Dar cum votez eu la referendum, asta nu știe nici domn profesor și nu. Să-i clar. Vă mulțumesc frumos. O altă intervenție, domnul consilier Toarșan. Da, eu și data trecută la o altă ședință, tot respectul pentru domn profesor, am să repet, de fapt, ce a spus atunci, că nu e mare lucru. Eu mă adresez domnul profesor, grupului care este în sală, dar și celor 2000 de persoane care au semnat acolo. Da? Care sunt pe acea listă, confuză sau neconfuză, nu putem noi știm de ce. Atunci m-am exprimat în felul următor. Domnilor, noi din municipiul Moinești nu putem să ne ducem în oraș, comună, cătun. Chiar asta a fost vorbele mele. Dar dacă vreau să, domnilor și dragi consilieri, considerați că trebuie să mergem în progres sau în regres, apreciați dumneavoastră, domnule, să se continue acel referendum sau să le stopăm cel puțin 3 ani când suntem în consilier sau de acum înainte, da? Deci nu putem, efectiv, nici nu putem, că nu este democratic, să lăsăm pe domnii, cei 2000 de persoane, să se manifeste ori de câte ori vor dumneavoastră ca în piața universității. Niciun fel de problemă. Noi suntem în democrație. S-a vărsat sânge pentru asta, da, în România. Deci chiar vă rugăm, domnul profesor, cât vă ține sănătatea și fizică și psihică, să creșteți numărul la cei de la 2000 la 16.000, la cât vreți dumneavoastră. Dar eu consider că trebuie să mergem în progres, nu în regres. Asta este toată ideea, nu? Dacă vrem, luăm mai bine sau luăm mai puțin bine.
Am două intervenții, domnule consilier. Una, ați informat câte semnături au fost validate de județ? Câte? Ați spus că sunt corecte, incorrecte. Păi știe Curtea de Apel, nu? Sau cei care v-ați manifestat. Probabil că din 2000, ori păi, 2000 este la bază răspunsului. Dar 2000 nu sunt 22.000. Asta e ideea. Raportul este... Mai știți, spre exemplu, ce prevede legea 3, când trebuie 500 de semnături și eu am 2600 validat. Iar dumneavoastră ați măsluit? Nu dumneavoastră cu domnul Paloșanu, cei care au avut, adică cărora s-a adresat. Domnul profesor, deci are 500 de ori. Mai întrerup o dată și îmi cer scuze. Haideți ca să vă ajut. Da. Ați făcut o hârtie către Consiliul Local prin care inițiați o procedură de referendum? Dar v-a trimis și prefectura. Nu, dumneavoastră cu cetățenii, acei 2000, ați înaintat o hârtie? Da. Acolo trebuie să existe. Da, validate are doamna secretară 2633. Validate și 21 zice dumneiei că acea comisie, iar instanța de judecată a stabilit că sunteți parte acei patru care a semnat, falsificând semnăturile noastre. Nu. Așa se zice procuratura. Bun. Mă iertați să o spun cu atâta tărie. Așa zice doamna Căineală Șmit, așa zice procurorul general Carla. Aveți, nu v-ați gândit cu aprobarea și asta nu vota care mi l-a dat Căineală Șmit. Asta a făcut și la procurorul general Carla și nu mai știu cum îi zice. Și spune acolo, spune că aveți hârtie. Iar dumneavoastră n-ați putut nici la această dată să justificați acele semnături pe care și nici dosarul nu iese la ideal. Am eu ajuns în final, iar împotriva dumneavoastră îl țineți undeva prin provadă. Bănuiesc, nu am certitudine, nu mă pot acuza. Domnul profesor, da? Lăsați, astea sunt chichițe... Dar nu, că văd că a luat cuvântul domnul Paloșanu și zice că semnături, nesemnături. Nu. Sunt... Am prezentat dovada validării și am nevoie numai de 500. Problema dumneavoastră trebuie să semneze Consiliul Local. Sunteți în fază. Dar să nu spune în lege că trebuie să semneze Consiliul Local. Nu ca Consiliul Local. Altceva am spus ca să termin. Domnul profesor, da. Vă rog frumos, faceți o adresă, hârtii, către Consiliul Local. Inițiați proiect de hotărâre, dar atenție mare. Acolo trebuie să existe o expunere de motive. Dumneavoastră trebuie să scriți de ce doriți chestia asta. O, pentru că să facă... Sunteți, domnul vicepreședinte, sunteți în eroare totală. Dumneavoastră ați venit cu întârziere. Există totală complet cu toate astea. Era prefectura la obiectului. Este adreptat prefectului prin care vă solicită să faceți proiectul. Și dumneavoastră mă atrageți într-o... Eu, unde sunt acum, vă spun că n-am nicio hârtie. Și da? Nu știu nimic ce doriți, ce solicitați. Câte locuri de muncă să facă, ce reduceri de cheltuieli să facă, mediul, cum este îngrijit, și așa mai departe. Deci, domnul vicepreședinte, eu aș putea să vă fac un exemplu al meu. Ați putea spune câte locuri de muncă ați făcut dumneavoastră din când ați dat cu companiile prime cu petrolul. Nu am inițiat proiectul de hotărâre. Avem pardon. Nu intrați în amănunte, domnul vicepreședinte, că rezultatele vor vezi. Bun. Vă mulțumesc frumos, domnul Iachie. N-am terminat, domnul președinte. Da. Țin semnul lucrul dumneavoastră. Da, tot ok. Mulțumim șefilor de la toate serviciile, domnului deputat al poliției și celorlalți șefi de birou, pompieri, așa că au fost prezenți la solicitările Consiliului Local și mă așteptând de fiecare dată cu mare interes. Da, la punctul divers, mai sunt intervenții. Vă rog, doamna secretar. Este vorba de o adresă răspuns? Mai tare, din aurul bine.
Veniți mai aproape. Da? Deci este vorba de o adresă răspundă, dar ceea ce privește activitatea comisiei pe care am împreună cu dumneavoastră, ați considerat că trebuie prea lungită până la preluarea imobilului ce a făcut obiectul contractului de concesiune. Și dumneavoastră ne stipulează în această adresă, având în vedere complexitatea subiectului datorat, în principal perioade de timp foarte mare care a trecut de la momentul vânzării locuințelor și până în prezent, precum și dorinței noastre de a vă comunica informații cât mai precise, vă rugăm să ne acordați un termen de încă 14 zile. Această adresă a primit în 2016-2017. Comisia a avut două întâlniri, președinții comisiilor de specialitate sunt reprezentanți în comisia de preluare și au fost de față. Această comisie nu și-a întâlnit obiectivul de preluare a acestui imobil din acest motiv în principal. Dacă suntem de acord, eu am avut o discuție cu domnii directori și de la Mâine și de la București. Încă mai am de căutat în arhivă. De aceea doresc această prelungere. N-avem cum ne împotrivim. Paralel am început și noi cu Direcția Economică și Auditorul Primăriei un calcul să vedem cu ce vin ei, cu ce venim noi să discutăm în comisie. Da? Cred că sunteți de acord să... Vreau să vă rog frumos să aveți răbdare o minut sau două, pentru că niște reprezentanți a societății Ecosoft din Iași au făcut un drum ca să spună câteva cuvinte despre munca lor. Vă rog frumos! Coincis, scurt și rog. Marco, așa e informatică. Practic, așa se implică în societate și important ca ea să ajute. Nu vorbește mult, adevărat. Cu cât punem la treabă mai mult, poate ar putea ajuta mai mult. Poate este prima dată când vin în Mănești și în același timp sunt și emoții, pentru că așa e locul, întâlnești oameni noi. Și avem învățat unii de alții. Am asistat la ședințe, un fel sau altul, o problematică atinsă de dumneavoastră este progresul. Sigur, progresul îl căutăm și prin informatică încercăm în control și creșterea eficienței să facem ca lucrul să se întâmple. Vă recomand în fața dumneavoastră ca exponent al Școlii Românești de Informatică. Eu am absolvit în Iași și am continuat cu activitate liberală cu înființarea societății cu Ecosoft. Am întâlnit pe domnul primar tot la un eveniment IT pe care privea să l-am tot digitalizarea, privea dezvoltarea de noi sisteme informatice. Iar rezultatul a ceea ce am construit din implicarea noastră în proiecte de învergură, dacă mă gândesc la universități, spitale, administrația publică, este produsul numit Premier. Un produs pe care l-am construit colaborând, în primul rând. Nu este un lucru cu care să-l fac după o idee de informatician, având oarecum ideea de a da cumva o lucrură. A fost efectiv un efort. Premier, așa cum vedeți, este un sistem de gestionare. Rezultatul la ceea ce am dorit să ajungem și am dorit să propunem aici este un nou pas înspre a crește ceva, de a dezvolta colaborarea între primării și între subordonate într-o mai bună centralizare a datelor, într-o mai bună eficiență a celui care plătează măsuri de sistem. Când vorbesc de Premier, mă gândesc la faptul că acolo unde este distribuită informația, sunt și probleme multe, iar timpul este cel care ne omoară. Practic, trebuie să avem în vedere faptul că termenele sunt cele care impun, să schimbăm situații și prin programul nostru am reușit lucrul ăsta. Avem, pot să exemplific aici un subiect apropiat dumneavoastră, un
exponent, este o entitate cu 70 de unități. E un lucru foarte frumos. Oamenii la început au fost sceptici, dar în final s-a reușit ca într-un, să avem ceva unitar. Iar transmiterea de informații de către autoritățile comunale către primărie să fie făcută folosind web, folosind internet. De fapt, ăsta este motivul pentru care m-am făcut la dumneavoastră. Am concretizat totul într-un lucru care îi face, face informatica să fie utilă. Distanțele unor poate să se micșoreze folosind un produs. Deci, continua. Deci, câteva idei, fac teza în 2-3 slide, practic... De ce poate face? Da, exact. Abordarea... Hai mai bine, vă rog. Așa cum am zis, implicându-ne în proiecte care sunt pe domenii diferite, sănătate, cultură, învățământ, și aici numerez, am zis, universități, care sau universități mai mici, scoate de limite, am reușit să construim un sistem deschis către și fără să avem o problemă în a adapta contextului. Cred că, în final, rezultatul, este rezultatul acestei munci comune, vine concertat printr-o implicare de la mic la mare și, în contextul ăsta, credem că nu facem diferența între faptul că cineva lucrează la o entitate mai mică sau mai mare și să zicem că e mai important ca altcineva. Ca orice lucru în domeniul IT, tehnologia. Tehnologia este cea care fundamentează, este cărătoarea. Evident, pe asta nu ai cum să pornești la drum. Sistemele se bazează foarte mult pe tehnologie. Flexibilitatea pentru care am muncit foarte mult, am venit în a asigura în departamente distincte o utilitate adecvată. Este așa cum și legea de altfel poate fi interpretată într-o parte sau în alta. Până la urmă am căutat în contextul implicării, implementării, să ne adresăm cât mai corect tuturor celor care nu sunt clienți. Modularitatea, puteți da mai repede. Practic, o să mă opresc la anumite lucruri care le consider foarte importante. Actualitate. Este de actualitate faptul că acum ANA a fost implementat un sistem și cere celor care sunt în sistem lucruri noi. Nu este simplu. Întotdeauna lucrul ăsta cere foarte multă analiză și, în același timp, și foarte multă comunicare. Evident, perfecționăm lucrurile astfel încât ele să dea rezultatul scontat în contextul în care vorbim. Un alt aspect foarte important, know-how care l-a câștigat în această colaborare, când am început firma în 98, vine prin a-l traduce la nivelul utilizatorului, astfel încât să fie înțeles și să-l conducă în ceea ce are de făcut. Este foarte complicat atunci când sistemul vezi deasupra, dar dacă e integrat în modul sau altul, îți traduce și îți aduce informația și îți spune cam ce ai de făcut. Centralizarea datelor privește o asigurare independentă de distribuire în teritoriu. Vorbim de școli, grădinițe, spitale, cum este aici entitatea, localitatea. Iar independența prin tehnologie este un lucru foarte important. Amprentarea, așa cum am sugerat-o aici, în această imagine, cred că este foarte importantă. Drepturile vor fi stabilite contextual în funcție de rolul pe care îl are în sistem fiecare. Este un modul destul de important care a ajuns să fie tratat cu mare seriozitate atunci când se urmărește ca cei care accesează să știu ce fac și să-i conștientizăm și lor importanța. Vin într-un oraș care, prin tradiție, este un oraș cunoscut, Iașu, sau cum am spus, un oraș universitar, în care inovația și concurența conduc până la urmă la progres, iar pentru noi,
Acest lucru este simțit în fiecare zi. Avem foarte multe firme de IT concurente și ne obligă cumva să fim la curent cu ceea ce înseamnă tehnologie și aplicarea ei. După caz, o ajutăm și noi și dacă există adecvată mediului. Sunt peste 300 de rapoarte. Asta e un lucru care l-am structurat într-un fel accesibil celui care are acces la ele. Vorbim de module care sunt implicate în sistem. Rapoartele sunt organizate. Mă opresc un pic asupra acestui idei de european pentru faptul că am adus un nivel, un layer în cadrul aplicației, care tratează posibilitatea de a gestiona proiectele europene într-un fel nativ, fără a resimți faptul că este un alt punct de vedere, foarte important atunci când entitatea la care implementăm soluția accesează fondurile europene. Este un alt punct de vedere. Putem configura în cadrul aplicației structura bugetului, modul cum va fi proiectul și toate cheltuielile care sunt și după aceea, ulterior, pas cu pas, intervine în momentul interfață să poți face gestiunea și face toate raportările aferente. Lucrurile foarte importante, o să fiu la cele două și acesta și următorul, lucrurile foarte importante sunt aici sintetizate. Aș putea spune, aceasta este complexitatea maximă pe care o are soluția noastră, tradusă într-un diagram care ne prezintă procese de lucru, finalizând cu unul din lucrurile de actualitate, raportarea în proiect. O raportare care, de fapt, exploatează pas cu pas ce a fost înainte, cum ai construit fiecare operațiune. Și cred că e o nouă încercare pentru toată lumea atunci când cineva își propune să adune informațiile. Iar cei de la NAF au făcut o chestie complexă. Dar nu poți să lucrezi o singură dată, ci o soluție integrată. Prin asta ne și lăudăm, în contextul în care am reușit să construim o soluție. E un lucru care nu e ușor de realizat, să ai integrat atât de multe module, dar în același timp să fie ușor pentru cel care se află într-o entitate mai mică sau mai mare. Arhitectura sistemului. Acolo ne-am implementat, am considerat că utilizatorul poate să fie aici, distribuit în alt punct al orașului sau chiar cu un dispozitiv mobil. Și ceea ce e mai important, investiția pe care o face de obicei administrația este un server sau un sistem de servere. Foarte important de astfel să fie tot acolo în regulă, astfel încât ceea ce va fi mai ușor pentru toată lumea, să-și acceseze informația de oriunde și oricând. Asta este important. Să-mi facem treaba când trebuie și la timp. Sunt două puncte de vedere diferite. În stânga avem ce face instituția subordonată, modulele care le are la dispoziție și modul în care, în dreapta, am transpus ce trebuie să facă instituția subordonată pentru ca informația să fie centralizată, anexele care sunt incluse în sistem, să fie transmise la timp către instituția care se primărie sau consiliu sau orice altă instituție care centralizează informații. Lucrurile sunt relativ simple. Dacă ai lucrat, eu numai că lucrez sau sistemul care lucrează informația, o transmit într-o formă standard și tot lucrează la fel. Noi am reușit standardizarea unui model lucru până la urmă. Era foarte greu să transmiți fișiere Excel și cel din primărie să încearcă să prelucreze ceva și să iasă niște informații. Deci, finalizez sau mă apropii de final cu prezentarea unor entități etalori, fiecare cu un grad mai mare sau mai mic de complexitate. Pot spune că Universitatea Dunărea de Jos este o universitate cu 15-16 facultăți, deci destul de mare, are un grad mare de complexitate. La Universitatea Agronomică, am să sublinez un aspect, are și activitate economică, pentru că au stațiuni în care studenții își fac activități de cercetare, învață efectiv lucrul ăsta la final într-o practică. E lucru frumos faptul că atât spital cât și direcție de sănătate sunt în portofoliul nostru de clienți. Asta ne-a implicat și ne-a adus două viziuni diferite asupra fiecărui mod de lucra.
în modul reprezentativ este Biblioteca Centrală în ceea ce înseamnă cultură și cred că lucrul ăsta e frumos, sunt oameni deosebiți acolo. Da, rog. Întreaga, să zicem, portofoliul nostru de aplicații sunt aplicații pe lângă această soluție de administrare, de gestionare. Avem două soluții care se adresează mediului privat. Grandchef pentru partea de restaurante, Grand Hotel Hotel. Eora este un sistem pe care îl avem la Facultatea de Informatică și privește planificarea resurselor într-o facultate. E la fel a fost o provocare pe care acolo e ca un joc de șah, foarte frumos și foarte complex în același timp. Se transpune tot într-un oraș. E o chestie foarte complicată. Are la bază o lucrare de doctorat. Am aplicat, practic, cercetarea în domeniu, ca să un alt mod de a vedea lucrurile, informatică aplicată, foarte pornit de la un lucrare de doctorat și să facem utilă. ClickPerDev a fost aplicația pe care mama în domeniul construcțiilor, fiind la momentul respectiv, am vrut să o ajut. Nu știu să fac aplicația pentru ceea ce înseamnă gestionarea documentației sau construirea documentației tehnico-economice, adică de vizită. Avem activitate, zic eu, și acesta ne concretizează, ne face deosebit de plăcere să rezistăm în piață de aproape 20 de ani. Este foarte frumos și foarte greu, dar în același timp onorant să-mi dai exemplu deosebit al lucrurilor. Asta este tot. Noi vă mulțumim pentru prezentare. Dacă vă spuneam altă dată. Scurtă întrebare așa, dar pentru o școală care are de gestionat și proiect Banca Mondială. Aveți vreo aplicație care s-au preta la așa ceva și care au costurile? Așa cum am spus, la nivelul fiecărui modul există o informație care permite transpunerea ei după aceea pe urmările bugetului care este alocat proiectului în momentul care este alocat. Pentru că am arătat potrivit schema aceea, diagrama aceea. Acum, ca orice proiect informatic, este mai mult la detaliu. Și de aceea, când vorbim de proiect, vorbim de fapt că e costuri, licențiere, oameni și așa mai departe. Sper să discut asta cu un context ulterior, dacă prezintă interes. Vă mulțumesc! Ok, vă rog. Ca să ajungeți la forma finală a acestor produse IT care le-ați prezentat, da. Sunt convins că s-a depus multă muncă. S-a consumat cu inteligență acolo la Iași. Și cred că sunteți buni colaboratori. Ca atare, sugerez ca să contactați niște entități, unitate spitalicească sau unitatea administrativ-teritorială, cu specialiștii dumneavoastră și cu titlul promoțional, 2 luni, 4 luni, să implementați un pic unul din aceste produse care se adaptează activității. Da. Oamenii de acolo să se familiarizeze, să vadă dacă sunt utile, dacă ajută, dacă da sau nu. Și pe urmă... Vă mulțumesc pe această deschidere și am să, dacă îmi permiteți, la sfârșit, să-mi puneți la dispoziție cine aș putea, adică un linie de contact ca să încerc să... sau o persoană cu care aș putea colabora. Un profesor doctor, ca să simt un program de revizită și facultate. Domnul Costa are un anunț scurt. Da. Două secunde, vă mai rețin și atât. Pe 1, pe 8 și pe 15 noiembrie, în continuarea proiectului nostru de promovare a potențialului turistic a municipiului Moinești, avem mâine este prezentarea istoricului exploatării petrolului municipiului Moinești. Mâine la ora 13, vă așteptăm în această sală. Prezentarea unei istorii milenare a municipiului Măinești cu tezaurul de Cucuteni pe data de 8 noiembrie. Pe data de 15 noiembrie avem un film prezentat de către o doamnă muzeograf de la Muzeul de Etnografie și Folclor din Piatra Neamț, dedicat lui Nordean. Vă așteptăm în fiecare miercuri la ora 1 în această sală. O dată cu mulțumiri pentru participare. Vă anunț că începem cu o dată pe 7, compania Gravă are o lucrare și este posibil ca o zi, două, să avem restricționat programul. Apă restricționată. Pe tot județul. Așa. 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 Așa